Aș vrea să vă salut și eu din toată inima, înainte să citesc un cuvânt din Biblie și să vă apreciez foarte mult, pentru că iată, pentru a patra ediție, ca să folosesc acest termen, v-ați adunat aici. Cred că nu o să greșesc și românii, în special, nu o să se supere pe mine, dar așa cum ați cântat voi, adevărul uneori doare, dar trebuie să rămână în picioare. Cred că în ultimii 10 ani există o mișcare foarte puternică în rândul romilor. Există așa o efervescență foarte interesantă, la care în multe ocazii am fost și eu parte. Cred că este foarte dificil să-i mai adune azi pe români împreună. Foarte dificil. Uneori când zic român, zic penticostali, zic baptiști. Și zic mișcarea evanghelică. Trebuie să găsești o sărbătoare, trebuie să găsești niște cântăreți ilustri foarte cunoscuți și trebuie să găsești niște predicatori, 5-6 care sunt, care spune, băi, adună oameni. Asta înseamnă un moment de foarte puternică criză în creștinismul din România. De aceea apreciez că vă adunați într-un număr foarte frumos aici. Dar cu siguranță, așa cum Domnul ne vorbea prin note, fie ca adunările astea să aducă schimbare în viața voastră. Amin. Și să aducă schimbare în viața mea. Amin. Dar până aici, în punctul ăsta, în a ne aduna, romii ne dau clas. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să ne ajute și pe noi românii să ne contaminăm de la voi. Amin. Și să dorim să fim împreună. Ziceți voi amin pentru noi românii. Amin. Mulțumesc. Aleluia. Aș vrea să citesc un cuvânt din Biblie, foarte cunoscut, din care cu ajutorul Domnului și sub insuflarea Duhului Său vreau să spun câteva lucruri. Textul acesta este în Evanghelia după Luca, capitolul 19, primele 10 versete. Povestea lui Zacheu. Haideți să o mai auzim o dată. Credeți că Domnul ne mai poate vorbi odată prin ea? Amin! Cine crede mâna sus? Înseamnă că și cei din afară de cort auziți predica, că ați ridicat mâna. Sper să gătați poveștile, că mai știu ceva despre rom, că sunteți mari povestitori. Dar acum eu sunt povestitor. Dumneavoastră tăceți și la urmă o să povestim toți cu Dumnezeu într-o rugăciune. Amin! Vreți asta? Amin! E cel mai grozav lucru. Iisus a intrat în Erihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud, ca să-l vadă. Pentru că pe drumul acela avea să treacă Iisus. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și toată adunarea spunem, glorie ție, Doamne, amin. Cei care puteți să aveți un loc să vă așezați, puteți să o faceți. Cei care stați în picioare, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze să stați în continuare. Dumneavoastră și cu mine, cei care stați în picioare, veți fi cei mai răsplătiți. Aleluia! Dumnezeu în cer ne va da ceva în plus că ați stat în picioare și ați ascultat cuvântul Domnului și mai ales ați reușit să tăceți. Dumnezeu să lase har peste noi în seara asta. Aș vrea să vă spun din toată inima că sunt într-o perioadă în viață în care nu-mi doresc orice preț să predic. Cred că predic prea des, prea mult
Și cred că sunt unul dintre predicatorii cărora li se potrivește foarte bine fraza: Gabi Zăgrean, tu nu știi să spui nu. Dar poate m-o învăța până la urmă, poate nu o să mă învăț niciodată. Dar încă sunt aici pentru că fratele Cristi, pentru că fratele Cutare, pentru că fratele Cutare m-au sunat și mi-au spus într-una. Una din caracteristicile romilor este insistența. Dar și a creștinilor este și trebuie să fie insistență, adică stăruință. Te rog, te rog, vreau, te rog, te rog. Aici când zafați m-au luat și zice, eu numai pentru asta am venit să-ți dau la telefon pe fratele meu. Și m-au scos afară din cort să vorbesc în Belgia, să programăm o evangelizare. Mai rar dai peste români așa zeloși după evangelizare, da? Încă o dată Dumnezeu să mă ajute pe mine că sunt român să fiu zelos după Dumnezeu. Așa că sunt aici în seara asta cu inima deschisă și doresc ca să vă aduc un cuvânt și să se întâmple ceea ce s-a spus aici. Să ne atingă Dumnezeu ca să putem pleca acasă transformați. Glorie lui Dumnezeu! În scurgerea anilor am auzit mai multe fraze despre cei care vor să se pocăiască și despre cei care s-au pocăit. Multe din frazele astea sunt clare răutăți, dar și sunt unele constatări. Auzi că s-o pocăi cineva în Șiria, s-o pocăi cineva în Becleană, în Arad. Cine? Și în general se spune că se pocăiesc oamenii săraci, nebăgat în seamă. Și vă, pe ăsta cine mai bagă în seamă? Și-o găsit acolo un loc la pocăit și chiar îl văd cântând în grup. Bă, te duci la pocăit că ei te bagă în seamă. Bine ar fi să fie întotdeauna așa. Și deodată îți găsești loc și rol acolo. Și spune, bă, anonimi ăștia nebăgați în seamă din satul nostru, din comuna noastră, din orașul nostru, deodată devine acolo la pocăiți un fel de vedete. Bă, de-aia ți-o pocăit. Apoi se spune că la pocăiți merg să se întoarcă la Dumnezeu să se pocăiască oamenii care și-au ratat viața. Bă, după ani de zile în care și-au făcut viața praf, și au făcut tot ce au vrut ei, deodată se ducă acolo și printr-o magie, printr-un miracol, se spune că ei sunt iertați și curățiți de păcate și deodată cu mâinile pe sus laudă, cântă, unii chiar predică, mărturisesc că Dumnezeu este cu ei. Nu vezi un om de alt gen să meargă acolo? Ăștia se duc. Mai există o categorie. Se spune că se pocăiesc cu oamenii care au probleme și sunt prins în mari încurcături. De exemplu, au falimentat, au ajuns în pușcărie și deodată din crizele astea foarte puternice ale vieții n-au mai avut unde să meargă, s-au dus la pocăiți și ăștia și-au întins mâinile și se spune, bă, du-te și te pocăiește că pocăiții se ajută între ei. Amin, Doamne ajută să fie așa. Și spun, mă duc acolo la pocăiți și să pocăiesc cu oamenii pentru că ăștia pun mâna, bă, dacă ți arde casa, dacă îți moare capra, dacă îți moare calul, dacă se tamponează mașina, dacă se întâmplă ceva, ăștia pun deodată mână la mână, colectă și deodată se întâmplă un miracol că îi ajută și îi scoate din acasă. Săptămâna trecută în biserică am făcut o colectă pentru biserică de undeva din județul Cluj, din Guga, și s-a adunat o mulțime de bani pentru că acolo ars casa cuiva din biserica aceea și toți am pus mână la mână. Și n-am reușit în perioada asta să ne plătim și datorii la biserică. Dar când a fost vorba de un om înnăcaz care i-a ars casa și s-a prăpădit multe care le-a avut toate, toți oamenii au pus mâna, zeci de milioane s-au adunat de bani vechi. Și am zis cu toții, cu colegul meu, bă, când e vorba de necaz, omul oamenii întind mâna. Dar am spus din toată inima, glorie lui Dumnezeu pentru inima asta largă, aleluia. Și spun unii, ăștia să pochez, bă, că acolo să ajută. Și așa e, adică ne ajutăm. Dar vreau să spun că o a patra categorie de oameni care vin în preajma acestei idei de pocăință este că spun boala i-a dus la pocăință. Adică i-a dus să meargă acolo pentru că a avut probleme cu ficatul, cu stomacul, cu inima, cu reumatismul, cu rinichii, cu aia, cu aia. Și a ajuns într-o situație fără ieșire, au mers acolo și deodată s-a întâmplat ceva, i-au primit, s-au pocăit din cauza că au fost bolnavi. Aș vrea să subliniez, să și televizează aici, și aș vrea să subliniez treaba asta. Cred din toată inima mea că Iisus Hristos a venit pentru săraci și cei care crede să spunem amin. Cred din toată inima mea că Iisus Hristos a venit pentru cei care și-au făcut praf viața. Și Iisus Hristos poate lua lucrurile care sunt praf
și să facă din ei fii și fiice ale Dumnezeului preanalt. Unii dintre ei suntem aici. Binecuvântat să fie numele lui Iisus Hristos. Cred că Iisus Hristos a venit pentru cei care au falimentat, pentru cei care au ajuns prin pușcării, pentru cei care au ajuns în crize fără ieșire. Iisus Hristos le-a dat putere să-și vină în fire, s-au întors acasă la tata. Tata a fost surprinzător în drum, cu brațele deschise, i-a sărutat într-o părtășie sfântă, i-a primit acasă și le-a dat dreptul să numească fii și fiice ale Dumnezeului Celui Preanalt. Și pentru această dovadă mare de har, spun împreună cu voi, slăvit să fie Iisus! Amin. Aleluia! Cred că Iisus Hristos a venit pentru cei bolnavi și cred că a fost o grămadă de oameni care împinși de un car mortuar, are împinși de o durere, de o suferință fizică, a lor, a soției, a bărbatului, a fiilor, a pruncilor, din situația asta foarte gravă în care medicii au spus nu mai e nicio șansă, Doamnă, nu mai este nicio șansă, Domnule, nu mai este nicio șansă, părinți, nu mai este nicio șansă, copii, mama voastră se duce. Ați auzit undeva că există oameni care se roagă, există un Dumnezeu, că există un proroc, că există un predicator, că există un păstor, există biserici în care se prezintă Dumnezeu, în care oamenii se roagă și Iisus Hristos prin puterea rănilor sale aduce vindecare și vindecă ieri, azi și până va veni El. Și toată adunarea spunem aleluia! 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 El poate să învie oameni din morți. Dovadă este că el s-a atins de raclă și a zis, opriți-vă! Și racla s-a oprit și a zis acestui tinerel, scoală-te, spun! Și el s-a ridicat în capul oaselor și l-a dat înapoi maicii sale. Spuneți voi din Siria și din județul Arad, spuneți voi care sunteți aici, cine poate să aducă oameni din moarte la viață? Și toți răspundem ca și cântarea, Iisus! Binecuvântat să fie numele Lui! Dar mai mult subliniez! Că El a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a chemat oamenii de jos ca să facă de rușine pe cei de sus. Dumnezeu a venit pentru săraci, pentru oameni nebăgați în seamă și a venit să-i facă fii și fiicele Celui Preanalt. Lăudat să fie Iisus! Lăudat să fie Iisus! Cred că putere în lucrul acesta. Amin! Dar de data asta, în seara aceasta, sunt foarte contrariat. Căci vine un om cățărat într-un copac, care nu-i bolnav, care nu-i sărac, care nu-i cu viața praf și care nu-i un om nebăgat în seamă. Personajul din copac, personajul care vi l-aș putea imagina și proiecta în seara asta că e în vârful cortului. Și pentru că suntem mulți aici și este foarte mic de statură și nu-l poate vedea nimeni, s-a surit în vârful coltului și taman a înfipt un cuțit și a făcut o gaură și se uită la mine de acolo de sus. Vi-l imaginați pe Zacheu în vârf acolo, uitându-se la adunarea noastră din această seară. Și eu zic, bă, om normal la cap e el, să se cațure sus pe cort, să se cațure într-un copac, dar ce îl împinge acolo? Am spus mai devreme, bă, era bolnav, diagnosticat cu cancer, înțelegeam, să te cațe prin oriunde, să spargi tavanul ca și cei cu slăbănogul. Dar omul ăsta era perfect sănătos. Bă, dacă era sărac, lipi pământul și spunea, bă, duc, mă, că dacă mă întâlnesc cu Iisus Hristos, de la Iisus Hristos nu merg cu mâna goală nimeni. El a împărțit pâinile și le-a frânt, 5 pâini și 3 pești sau invers, și le-a frânt și le-a binecuvântat, și le-a mulțit și le-a dat mulțimilor. Dacă mă duc la Iisus, Iisus Hristos mă poate primi, pot să vin în preajma Lui și El se poate atinge de pâinea mea, de hainele mele și de apa mea și de casa mea. Și Iisus Hristos poate și vrea să facă lucruri de genul ăsta. Lăudat să fie numele Lui Iisus. Dar el nu era sărac. Dimpotrivă, era un om bogat, care avea de toate, care nu ducea lipsă de nimic. Și te întreb, bă, de ce are nevoie el de Iisus? Bă, dar de ce are nevoie el de pocăință? Dar de ce are nevoie să se umilească în halul ăsta? Și am spune, a, e bogat, e sănătos, dar e un om din sat. Era mai marele vameșilor. Era un om extrem de important. Mulți nu reușesc să se pocăiască pentru că se uită la ei în oglindă și spune, eu sunt primar, eu sunt secretar, eu sunt bogat, eu sunt sănătos, eu sunt mai mare, peste mulți, eu sunt o persoană vizibilă și nu pot să mă umilesc în halul ăsta. Și de ani de zile cochetează cu adunarea, cochetează cu pocăința, cochetează cu Biblia, dar mândria poziției,
dar mândria și puterea banului, dar mândria și satisfacția și siguranța unei sănătăți, e drept, efemere și surprinzător de repede poți să o pierzi. Îi determină pe acești oameni să rămână împietriți ani de zile. Și cei care mă aud prin televiziune, și cei care sunteți aici și nu v-ați pocăit, pentru că încă sunteți sănătoase, pentru că încă sunteți sănătoși, încă portofelul e plin, încă poziția pe care o aveți este respectabilă, de ce v-ați prăbușit pe covor sau pe iarbă în seara asta? De ce ați strigat în gura mare aici la această adunare? Am nevoie de Iisus, vreau să-L văd pe Iisus, vreau să se atingă Dumnezeu de mine, de ce? N-aveți niciun motiv. Poate că singurul lucru pe care, din punctul nostru de vedere a celor super deștepți din generația asta, aș putea să îl sugerez, ar fi ăsta. Zacheu, du-te la Iisus și rugăciunea ta cam asta trebuie să fie. A, bine că ai venit. Tu ce vrei? Doamne, eu nu vreau să fiu vindecat. Am sănătate. Bă, un om decent. Eu nu vreau bani. O, grozav că toți vor. Eu am destui. Un om mulțumit. Bravo! Doamne, eu nu vreau să mă fac șef, că mulți se roagă să ajungă sus, că zice cineva. Bă, de ce ești așa agitat, întreb, pe o persoană? Păi cum să spun că în ultima vreme mă duc în jos? Și asta e o mare problemă și era foarte supărat și revoltat că se duce în jos. Se ducea în jos din punct de vedere financiar. Dar din punct de vedere spiritual, normal trebuia să meargă invers în sus. Pentru că nu suntem legați de bani, noi suntem legați de cer. Și normal ar trebui să fim lipiți de cer. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului! Binecuvântat să fie numele Domnului! Și el spune, vrei să ajungi în ceva? Vrei să ajungi primar? Vrei să... este o luptă între noi să ajungem în comitet, de exemplu, nu? Este o luptă să ajungi șef de filial, este o luptă să ajungi președinte, este o luptă să ajungi viceprimar, este o luptă să ajungi deputat, senator. Sunt multe lupte pe lumea asta. Și vine, bă, tu ce vrei? Vrei să te pui undeva? Doamne, nu vreau nimic. Eu sunt mulțumit exact unde. Bă, grozav, ăsta-i pocăit, nu mai rău să spunem nimic. Dar tu ce problemă ai? Doamne, aș vrea 60 de centimetri să fiu mai înalt. Atât. Prinde-mă, Doamne, de cap sau de picioare. Și lungește-mă, Doamne, o țâră să fiu vreo 1,70 m. Nu o să fiu cât Gabi Zăgrean, care e 1,87 m, dar avea 1,75 m, așa. Să pus eu și eu pe drum, că toți îmi zic piticu, clar că eu zis așa, mă gândesc. Toți mă ironizează, să mă întinzi odată să fiu mai înalt și n-am nevoie de nimic. Nici de sănătate, nici de bani, nici de funcție, numai să mă faci puțin mai înalt. Atât! Din punctul meu de vedere al generației mele, care abar n-avem ce-i creștinismul mulți, care abar n-avem ce-i pocăința, care venim cu cereri ciudate și absolut nejustificate și nebiblice, ar trebui să fi făcut asta. Vreau 40 de centimetri, 60, atât. Că doar mulți venim și spunem, vreau fiul meu să ajungă acolo, fiica mea să ajungă de acolo, cumnatul meu să ajunge dincolo, celălalt ca și mama lui Zebedei, să fie un fiu la dreapta, un la stânga. Când mă uitam acolo din părăție să-mi văd copiii mei exact lângă Iisus. Că dacă sunt 5 metri mai încolo, nu-i grozav. Exact acolo să fie. Astea sunt cererile noastre uzuale. Dar el n-are treabă cu mărimea. N-are treabă cu sănătatea. N-are treabă cu banii. N-are treabă cu poziția. El se cațără în copac pentru un lucru simplu. Aș vrea odată, am auzit atâtea despre el, aș vrea să-l văd odată pe Iisus. Să-i arunc o privire. Atât este toată dorința vieții mele. Dar nu orice dorință. Pentru asta-s gata să mă umilesc. Pentru asta-s gata să plătesc. Pentru asta-s gata să-mi trântesc mândria la pământ. Pentru asta vreau aprobiu mulțimii care zice, l-ai văzut pe Zacheu? E în vârful copacului. Cine șeful de la vamă e în copac. Dar nu contează. Tot să-mi spună ce-o vrea. Că -s eu, că el, că celălalt, că l-a văzut, că m-a văzut, că o fost, că o dres, nu ies în față, nu ridic mâna, dacă o ridic mă uit să nu mă vede nimeni, nu mă prăbușesc, nu doresc să se spună nimic de mine, dar doresc să fiu cu Iisus. La revedere! Niciodată! Pentru că întotdeauna primul pas pe care trebuie să-l faci înspre a putea să ai o atingere a lui Iisus și o revelație de la Iisus, trebuie să fii capabilă și capabil să strântești mândrie la pământ. Să strântești eul la pământ și să spui, Doamne,
Poate să spună toată șiria, poate să mă arate tot aradul, poate să spună toți X, Y, Z, s-o dus să-L vadă pe Iisus, s-o dus în preajma lui Iisus, s-o dus în preajma trupei sale, s-o dus în preajma pocăiților, s-o dus în preajma cântării, tocmai El nu mă interesează. Dar vin în preajma lui Iisus nu dintr-o motivație de bogăție materială, nici de una trupească, nici de una de împlinire pur și simplu a semnificației să fiu cineva. Mă duc la Iisus dintr-o problemă absolut și exclusiv sufletească, ceva pentru inimă. Sufletul meu caută și dorește să se întâlnească cu această persoană măcar cu privirile. Vă întreb pe dumneavoastră din șiria, pentru ce ați venit aici în seara asta? Nu te grăbi. Duhul lui Dumnezeu te vede. Pentru ce ați venit la șiria în seara asta? Aș vrea să spun în seara asta că dacă noi am venit aici să ne întâlnim cu Iisus, cum sugerați, Iisus Hristos este prezent aici. Iisus Hristos este prezent aici. Și potrivit cu focusul inimii tale și pasiunea ta, El se va apropia de viața ta în seara asta. Și El este aici în această seară să-ți facă bine. El este aici pentru că înainte să-ți propui să vii aici, Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și prin puterea Evangheliei, te-a căutat de multă vreme. De mulți ani, Iisus Hristos este în căutare. Așa s-a încheiat textul, oameni buni, care îl arătați cu degetul pe Zacheu, că am intrat la el, care arătați tot timpul cu degetul. Oh, s-a dus Iisus cu țiganii, s-a dus Iisus cu aia, s-a dus Iisus cu aia și a făcut de lucru cu aia. Vai de ei și vai de el. Iisus Hristos se ridică în șiria și spune, Fiul omului a venit să caute. Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut, aleluia! Și Zacheu era pierdut, Zacheu era sănătos, Zacheu era bogat, Zacheu era șef, dar Zacheu era pierdut, era un om păcătos, mare, mic, grozav, de mult, de vreme, dar inima lui tângea după o întâlnire personală cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta e întâlnirea adevărată. Asta e pasul adevărat. Când te scuturi de toate motivațiile greșite și omenești și într-un moment ceresc, curat și sfânt, îți spui, îl doresc pe Iisus pentru sufletul meu, îl doresc pe Iisus pentru iertare, îl doresc pe Iisus pentru mântuirea mea, îl doresc pe Iisus pentru siguranța eternității, îl doresc pe Iisus să intre în casa mea, să intre în viața mea, să intre în mintea mea, să intre în trupul meu, să intre în apucăturile mele și să mă schimbe. Aleluia! Vrei să te schimbe Iisus? Vrei să te transforme Iisus? Vrei să se atingă de ochii tăi, de urechile tale, de mâinile tale, de Duhul tău și de viața ta și să-ți dea o viață nouă? Iisus Hristos este aici. Nu-L surprinzi, pentru că Iisus Hristos a venit să caute. Iisus nu e în șiria pentru spectacole. Și nici în alte părți. Uneori noi, da. Asta adorăm noi, spectacol. Asta este manipularea uneori care e împinsă în cântăreț. Băgați pe aia că îi dă peste cap. Dar cine le-a chemat pe noi să dăm peste cap oamenii? Băgați aia că plâng cu toți. Scoate perla aia și povestea aia lacrimogenă că îi faci praf. Dar eu am venit aici să vă fac praf? Eu am venit aici să vă manipulez? Eu am venit aici să vă fac să plângeți eu? Ați pierdut seara și vremea și eu și voi. Cel care vine aici în seara asta nu vine pentru spectacol. Iisus a venit în șiria pentru că caută oameni, pentru că caută ființe, pentru că caută bărbați și femei, pentru că El caută tineri și tinere, pentru că El caută adolescenți și adolescente, pentru că El caută chiar copii să se atingă de ei prin puterea Evangheliei și prin Duhul Său cel Sfânt. Să spunem toată adunarea, slăvit să fie Iisus! Spectacole au toți mai bune decât a noastre!
Manipulări pot să facă alții de psihologie. Noi propovăduim pe Iisus Hristos. Noi propovăduim pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și să spunem toți de aici, glorie Domnului! Glorie Domnului! Săptămâna trecută am fost în Baia Mare și am predicat Evanghelia. Și ziua următoare am fost cu câțiva dintre cei care eram acolo din Speranța la o televiziune în Marea Mureș. Și reporterul ne-a întrebat, domnule, eu sunt ortodox, dar dumneavoastră ce predicați? Ce-i central în mesajul dumneavoastră? Și am spus, el a spus, sunteți contra noastră biserică ortodoxă? Și am zis, nu! Lupta mea nu-i cu biserica ortodoxă. Lupta mea nu-i cu biserica catolică. Lupta mea nu-i cu adventiștii și baptiștii. Lupta mea și a noastră este cu diavolul și cu forțele răului. Iar centrul mesajului este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El a venit să caute sufletul meu și pentru că El a venit să caute sufletul dumneavoastră. În această seară, Iisus Hristos este interesat de fiecare român. Iisus Hristos este interesat de fiecare rom. Iisus Hristos este interesat de fiecare ființă care a venit în acest cort în această seară. Să spunem din toată inima, glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Uneori nu-L înțeleg pe Iisus. El se zugrăvește în două pilde pe care El însuși le-a spus cu câteva capitole mai devreme. Pilda cu oaia rătăcită. Spune El, care dintre voi dacă are 99 de oi și pierde una din ele, nu le lasă pe toate 99, păi zlaz și pleacă și l-aș fi oprit pe drum, băi, păstorule, nu-ți risca viața la 99, ai destule, nu majoritate, aproape majoritate totală, las-o în pace că ce contează una. Dar El nu, mă duc și o caut și se duce să o caute nu o zi, nu două, nu un an, nu doi, nu trei, nu patru. O caută până când o găsește. Binecuvântată să fie inima lui Iisus, binecuvântată să fie dragostea lui Iisus. Știți de ce sunt aici în seara asta? Că Iisus n-a renunțat. N-a renunțat la căutarea vieții mele. Caută! Apostolul Pavel a spus în epistola către Timotei, Iisus Hristos și-a lăsat în mine toată îndelunga lui răbdare pentru ca cei care vor crede în El să poată să aibă curaj să vină la Iisus. Pentru că El a avut toată îndelunga răbdare față de viața mea. Când am omorât, când am ucis, când am fost criminal, când am votat să moară alții, îndelunga răbdarea lui Iisus mă căuta prin martirajul lui Ștefan. Mâna lui bătea, mâna lui bătea, mâna lui bătea. Același Iisus te caută de ani de zile. Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Până când o găsește. Până când o găsește. Și când o găsește, o prinde și o ia cu bucurie, o pune pe umeri și merge acasă și spune, veniți toți să facem sărbătoare, că mi-am găsit oaia cea pierdută. Haleluia! Haleluia! Cine este interesat de Zacheu? Nimeni! Cine îl judecă pe Zacheu? Aproape toți! Cine îl iubește pe Zacheu? Iisus Hristos! Aleluia! Cine îl caută pe Zacheu? Iisus Hristos! Binecuvântat să fie numele Lui! Și care femeie dacă are 10 bănuți și pierde unul din 10? Unul din 10! Lasă-l! O fi păsupat undeva prin praf. Dar ea aprinde o lumină și caută prin praf și prin toată casa. Până când găsește loul pierdut. Și de-l găsește afară, în gura mare, își spune vecinul, veniți să vă bucurați împreună cu mine, că mi-am găsit bănuțul pierdut. Am 10, e complet. Iisus Hristos a venit să caute. Îl binecuvântez pe Iisus să-și caute inima ta. Înainte să vii aici, El a pregătit seara asta. El a mișcat oamenii ăștia
El a mișcat toate lucrurile pentru ca în seara aceasta să se întâlnească cu sufletul tău și cu sufletul meu. Să-i spunem din toată inima, glorie Domnului! Glorie Domnului! Aș vrea să ții minte în seara asta singurul motiv pentru care Iisus Hristos te caut. Ăsta nu e că tu ești grozav. Ăsta nu este că ești penticostal din tată în fiu. Ăsta nu ești că tu ești fiu de păstor. Că taică-tu, că eu. Nu există. Îmi pare rău. Adevărul doare. Mulți avem impresia că noi suntem. Și de multe ori parcă forțăm mâna lui Iisus să vină peste noi. Până noi trebuie să lucreze. Dar de ce? Ai impresia că tu ești mai grozav? Uită! Nu există oameni grozavi. Există oameni păcătoși iertați de Iisus, atât. Iar ce este grozav este iertarea pe care Iisus Hristos ne-a dat-o în dar. Și cei care crede să spunem cu toții amin. Amin. Bă, frații, după mers arătăm că nu suntem ca alții. După mâinile bogate în buzunar ca șmecheri uneori, ca predicatori, așa. Hei! Credeți voi în asta? Eu nu! Credeți voi că hainele mele speciale sau altora slujitori rup între noi și ceilalți o barieră și un gard în veci? Eram la Târgu Lăpuș, pe stadion, duminică seară. Și între mine și publicul de pe ăla era un gard, nu era gaură pe el. Și colegii mei mi-au zis, cheamă-i la gard și roagă-te la ei prin gard. Ca să ajung la ei trebuia să fac vreo 150 de metri să ocolesc în spate. Prima dată n-am putut să-i înfrunt. Dar după ce am predicat și am chemat pe oameni prin gard, am zis, băi oameni buni, eu nu pot să stau cu voi despărțit de gard. Stați aici, că stă Dumnezeu cu voi acolo. Și o fug roată cât mă țin puterile și o vin la voi să ne îmbrățișăm, să pun mâinile în numele lui Iisus peste voi, să mă rog alături de voi și de problemele și durerile voastre. Și Cel care ne-a făcut egal este Iisus Hristos Domnul. Să spunem din toată inima, aleluia! Aleluia! Că am văzut predicatori care ocolesc grupuri de oameni, care se uită printre degete cine-i în fața lui și merg la alții mai special. Iisus Hristos să ne ierte. Amin? Singura motivație care îl determină pe Iisus să-ți caute sufletul tău este dragostea Lui. Atât, punct. Amin? Amin? Atât rămâne. Dragii mei, faptul că Iisus te atinge, îți vorbește și te caută, acolo scrie atât. Doar eu decid asta pentru că te iubesc. Atât. Binecuvântat să fie Domn. Binecuvântat să fie Domn. Dacă ți-a ridicat căpățâna mai jos decât alții, pui-a cu jos în seara asta smerene. Dacă s-a născut egoismul în tine că tu și eu și noi și casa noastră și neamul nostru ne separăm, că noi o să fim cei mai grozavi, cei mai uitați. Iisus nu lucrează cu asemenea unități de măsură. Singura care ne ține în picioare este asta. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și toată adunarea spunem amin, aleluia! Amin, aleluia! Căutarea lui Iisus Hristos este motivată doar de dragoste, atât! Ai, eu-s prieten cu Oti. O, eu-s prieten de mulți ani cu Toni. O, eu-s prieten cu mulți păstori care sunt aici. Asta trebuie să fie, e grozav. Dar motivația care a stat la baza să traversesc cu băiatul meu din Becleam până aici, peste 400 de kilometri, este un singur lucru. Dragostea lui Iisus. Atât. Apoi că-i sora cu rochie, că-i cumpletită, că unui murdar, că unui pute, că unui foarte parfumat, că unui brunet, că unui îndal, că unui scund, că unul te prinde
de mâini și nu te mai lasă, că nu mai contează. În tot vișul ăsta există o forță dumnezeiască, pe care scrie: dragostea lui Dumnezeu ne strânge și ne adună la oaltă. Lăudat să fie Iisus, lăudat să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze în seara asta. Să nu uiți niciodată, dragostea lui Iisus se ține în picioare. Un al treilea lucru care vreau să vi-l spun în seara asta este că această căutare a lui Iisus Hristos este una personală. E grozav să ai de lucru cu Iisus, pentru că El niciodată nu te tratează la grămadă. Așa mi-au sugerat și mie câțiva colegi de-ai mei. Oh, au ieșit aproape 100 de oameni în față. Frate Gabi, știi ceva? Rogă-te pentru ei așa deodată. Spune până la urechi, rogă-te pentru ei, că până-i... Ne rugăm noi pentru toți, ne prinde noaptea și ne gol stomacul și ne așteaptă restaurantul. Rogă-te pentru ei așa. Ia microfon. Doamne Dumnezeu, e bine cum îndeaza-i pe toți. Ne grăbim la masă și la hotel. Asta e. N-am putut. Am început să mă rog și s-a blocat ăla microfonul, s-a tăiat. Și am zis, Duhul Sfânt lucrează, aleluia. Și atunci l-am băgat exact, nu am aici un microfon, l-am băgat, cum se zice în al de al, în jăbă aici, adânc. Așa l-am băgat ca și un pistol aici. Microfonul mi-am întins mâinile și la treabă. Până m-am făcut una cu apa și cu transpirația, praf am fost. Dar până la un timp, după multe minute de rugăciune, rugam pentru Doamne, au ieșit bărbați, femei de toate categoriile, ne rugam și plângeam cu ei când mi-am deschis ochii și colegii mei păstori erau băgați în treabă acolo, suflecați la mâini. Aleluia! S-au început să roage pentru oameni și să le slujim! Binecuvântat să fie Iisus! Binecuvântat să fie Iisus! Că doar s-a rugat în adunare și a postit vreo 2-3 săptămâni. Doamne, lucrează în orașul nostru, lucrează în orașul nostru. Adă oameni la mântuire și Dumnezeu a adus 100. Rogă-te la grămadă. Ce ciudat suntem. Binecuvântat să fie inima lui Iisus. Iisus Hristos vine și vorbește și caută într-un mod personal, elegant. Doamne, minunat este numele Tău. Vine Iisus și se uită. Se uită în sus, Zacheu se ferește, vai de mine, se uita la mine, cred că din greșeală. Cred că se uita predicator, Domnul predicator mi-a zis și mie mult, toată seara te-a uitat la mine și eu zic, nu știu, n-am văzut nimic. Și se uită, oh, cred că spac printre copaci, printre ăla, nu cred că are Iisus treabă cu mine în seara asta. Și Iisus se uită la el și spune, Zacheu! Vă e dor de povestea asta? Vă e dor? De asta? Zacheu, vă e dor de povestea asta? V-a săturat de grămezi? V-a săturat de așa, luați la grămadă și tratați ca oile, ca... V-a săturat? Câți v-a săturat? Mâinile sus care v-a săturat de grămezi, de... Hai să le rezolvăm pe toate. N-aveți curajul? Eu m-am săturat, amândouă le ridic. Eu vreau un Hristos care să-mi vorbească mie. Aleluia! Vreau un Hristos tainic și personal. Aleluia, care să vină în biserica mea. Vreți să vină și într-a voastră? Un Hristos care să-mi vorbească direct. Pac! Aleluia! 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 A, dați mulți! A, e grămadă! Dar Iisus spune, Zacheu! Zacheu, dă-te jos de grabă, grăbește-te! Iisus Hristos este în șiria. Aleluia! 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 Doamne, binecuvântează orice inimă. Hristosul adevărat, care mântuie cu adevărat, care cheamă oameni la pocăință cu adevărat și biblic, este Hristosul care vine și caută și cheamă într-un mod privat și personal. Lăudați să fie Iisus! Lăudați să fie Iisus! O grămadă s-o pocăit! O grămadă s-o și despocăit! 100%! O grămadă i-am băgat în apă, o grămadă o și ieși din apă. Dar atunci când se întâlnesc cu oamenii, într-un mod personal, cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nemișcați de bărbați, predicatori buni și aducându-i și învârtindu-i, ci mișcați de un cuvânt personal pe care Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și prin puterea Evangheliei, l-a atins în mintea și în inima lui. Pentru că nu mulțimile contează, ci întâlnirea personală cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Laudă Domnului! Laudă Domnului!
Știți de ce suntem supărați că nu ne merg lucrurile și ne prăbușim? Pentru că noi când am venit la Hristos am venit pentru lucruri care să nasc și înfloresc. Am florit casa, am florit castelul, am florit mașina, am florit sănătatea, am florit nevasta, am florit copiii. Și când am gândit Dumnezeu niște vânturi și să o filesc, toate să o filesc, ne-am ofilit și noi, ne-am lămurit și cu Iisus. Lapoi la ale noastre. Dar când te-ai întâlnit cu unul care ți-o vorbi direct, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi vreau să intru și să rămân în casa ta, lucrurile se schimbă. Povestea ta și a mea este o poveste între tine, între mine și Iisus. Să spunem cu toții amin. Amin. Avem o situație delicată în biserică. Dumnezeu a intrat la lucru și o să vă cer în timp ce vă spun cazul ăsta. E televiziune în seara asta, dar dacă persoana asta mă vede, cred că a reușit să mă iubească suficient de mult ca să mă accepte să-i spun povestea în seara asta. Nu i-am cerut părerea, dar asta e. Comit un delict în seara asta. Dar este vorba de un prieten bun a cărui soție a intrat odată printr-o situație de cancer la sân, a trecut prin tot ce știți, citostatice, operație. Au trecut 7 ani. Soția mi-a spus, toate statisticile spun în general că dacă scap de primii 5 ani și nu recidivează, ai șanse maxime să se mai întoarcă niciodată. 7 ani. După 7 ani a izbucnit într-o altă parte, undeva în interiorul capului, nu mai poate fi operat. Devastați! Absolut devastați! Ea nu s-a întors la Dumnezeu într-un mod în care eu și noi predicăm, adică într-un mod personal, să fie mântuită persoana aceea, să fie botezată și să urmeze pe Iisus Hristos. Toți au încercat, unii dintr-o parte, unii dintr-alta, toți am hărțuit-o, cum am știut să o determinăm să vină la Domnul. A venit plaga asta care nu este ușoară, complicată. N-a vrut câteva, cred că o lună și ceva să vadă pe nimeni. A fost la Cluj, acasă, tot într-o taină. N-a dorit să se roage nici biserica pentru ea, deși soțul ei e membru în biserică. Nici să-i fie pomenit numele. Într-o zi, mi-am zis, avem câțiva prieteni care ne întâlnim la cafea. Cât putem de des. Și am zis, bă, să le spun la prietenii mei la cafengii. Marți, nu mai bem cafea. Marți, toți hotărâm să postim și să ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate puterea în cazul ăsta. Eu m-am dus duminică dimineața la biserică, m-am gândit în timpul bisericii și am zis, când se termină, îi adun, care nu s-i sun și marți, pe genunchi, până seara, în post rugăciune, ne rugăm Dumnezeu să facă o minune. Ascultați-mă, când s-a terminat programul și am coborât de la amvon, soțul ei m-a așteptat și spune, Gabi, vreau să spun ceva. Spune, marți e ziua mea de naștere și eu rămân bucat. Marți împlinesc 45 de ani și mă gândeam, Doamne Iisuse, spuneam în mintea mea, ce sărbătoare de naștere cu soția între viață și moarte. Și spune, știi care ce idee m-am gândit? N-ați vrea, prietenii mei, să stați cu mine în post și în rugăciune marți. Vreau să-mi serbez ziua de naștere marți, în post și în rugăciune. Și îi pun mâna pe umăr și spun, știi ceva? Dar eu m-am gândit de astăzi în biserică ca marți să fie zi de post, noi toți. Și am zis, văd aici o călăuzire supranaturală a Duhului lui Dumnezeu. Și marți toți în post. Dar nu numai asta, că seara am spus cu Costel în biserică, colegul meu, că toți din biserică care vor să intre în post și în rugăciune vom intra. Și toți care vor, marți seara la 7 ne întâlnim la biserică. Noi nu avem marța biserică. M-am dus la 7:02. A fost un moment în viața mea când am fost fericit că sunt păstor la biserica asta. Pentru că toată parcarea era plină de mașini. Am văzut pentru prima dată în viața mea într-un mod clar ce înseamnă dragostea lui Iisus Hristos.
Am intrat în biserică și era plină biserică. A fost o seară care aș fi vrut să nu se mai sfârșească niciodată. Am simțit puterea și prezența lui Dumnezeu. La sfârșit, el a venit și ne-a spus, știți ceva? M-a sunat soția și ne așteaptă la ea acasă, la noi acasă. Ea n-a vrut să vadă pe nimeni. Ne-am dus în seara aceea și am făcut ungere cu de lemn. Ne-am rugat pentru ea. Dar în momentul când am rostit rugăciunea pentru ea, Duhul Sfânt a coborât peste mine. Și rugăciunea pe care am rostit-o a fost o rugăciune diferită, ca o predică. Și Duhul Dumnezeu se ruga prin mine și spunea, azi, în seara asta, începe povestea ta și legătura ta pentru prima dată cu Iisus. Azi Iisus, Marele Păstor, a venit să se atingă de tine. De azi El îți poruncește. Nu mai rămâne încurcată. Au hărțuit de tine ortodoxi și penticostali, noi, voi, toți. Astăzi Hristos îți vorbește ție. Du-te în spatele Lui. Tot ce spune El să faci, fă. Tot ce ți-a scris El în Biblie să faci, fă. De azi începe povestea ta cu El. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Aseară am văzut-o plimbându-se cu soțul. E din ce în ce mai bine. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Dumnezeu să o țină în harul mântuirii. Dumnezeu să o binecuvânteze cu vindecare. Și toți de ei să spunem amin. Asta înseamnă personal. Asta înseamnă Zacheu. Asta înseamnă că a mers soțul acasă și a zis, știi ceva, soție? Biserica Betleem a fost plină. Toți au venit pentru noi. Iisus Hristos a venit pentru casa noastră. Iisus Hristos a adunat sute de oameni în Betleem pentru problema noastră, pentru că Hristos lucrează personal. Aleluia! Aleluia! Binecuvântat să fie Iisus! Nu-ți cunosc problema! Iisus Hristos este în șiria! Nu-ți cunosc taina inimii! Duhul Sfânt este în șiria! Cercetează cortul! Cercetează pe afară! Dumnezeirea e prezentă aici, aleluia! Osana! Mărit să fie Iisus! Când vii la Iisus, nu vii la superficialitate, nu vii la o tratație așa, lasă-mă să te las. Când vii la Iisus și la creștinismul biblic și când vii într-o pocăință autentică, asta înseamnă întâlnire personală cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul. Apoi persoana asta care s-a întâlnit cu adevărat cu Iisus se poate prăbuși în jurul lui 10.000. El rămâne în picioare. Aleluia! Nu mai merg la biserică. Nu mai merge nimeni. Nu mai merge corul. Nu mai merge fanfara. Nu mai predică. Nu mai e nimic. Suntem praf. Persoana care s-a întâlnit cu Iisus se ridică și spune, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. El rămâne în biserică, El să pleacă pe genunchi și dacă toți pleacă acasă, ei spun, Iisus Hristos este Domnul! Aleluia! 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 Unde-s pocăiți ăștia? Unde-s? Unde-s cârtitorii? Peste tot! Pastorul nu-i bun, evanghelistul nu-i bun, predicatorii nu-s buni, cântăreții nu-s buni, adunările nu sunt bune, cultul nu-i bun, liberalii nu-s buni. Cine mai este bun pentru noi? De aceea în această seară, mă rog, puterea Evangheliei să coboare peste toți. Am impresia câteodată că o parte importantă dintre noi nu ne-am întâlnit personal cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea spun din toată inima mea, este o seară când Iisus Hristos se poate atinge de tine. Este o seară când puterea lui Dumnezeu poate coborî în casa ta și în viața ta. Și să spunem cu toții, aleluia! 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 Și aș vrea să vă spun în încheiere
căutarea și chemarea lui Iisus Hristos este una clară. Avem câteodată tot felul de acțiuni și de lucrări în care nimeni nu înțelege nimic din ele. Dumneavoastră credeți că Iisus Hristos a venit să facă, cum au zis de vreo două săptămâni, genant? O spun să o audă toți, n-am nicio treabă. Spectacole de genul, că cineva era cu o cârjă și a mers el și a zis: lasă cârja jos că ești vindecată, și au luat cârja și s-a prăbușit femeia? Credeți că Dumnezeu și Hristos vine să facă lucrări ciudate și încurcate? Credeți că El aduce o confuzie de nu mai știe nimeni ce-i? Eu cred că Iisus Hristos este clar. Aleluia! Eu cred că Iisus Hristos este clar! Atunci de ce e atâta confuzie printre noi? De ce de multe ori nu mai știm care pe care și care cu care și care pe unde suntem? De ce? Vă faceți impresia în seara asta că Iisus a venit să facă cu Zacheu filozofii? Băi, Zacheu, hai să spună cum stau lucrurile și să-i înșire de la Ana și până la Caiafa toate poveștile? Iisus a fost simplu și clar. A zis: dă-te jos de grabă în condițiile în care spun în față: eu nu vin la tine în casă să ne facem poze. Eu nu vin la tine în casă să-ți binecuvântez nu știu ce și nu știu cum. Eu astăzi vin, intru și rămân. Dacă tu accepți claritatea unei asemenea mântuiri și asemenea evanghelii, coboară repede jos și facem treaba. Dacă nu, Zacheu, rămâi în copac cât vrei. Uită-te după Iisus, după oameni, după predicatori, fă senzații, bucură-te, fă poze, fă ce vrei. Dar evanghelia mea e asta. Eu astăzi intru și rămân în casa ta. Te dai jos ori nu te dai, problema ta. Dar eu îți transmit un mesaj clar. Duhul lui Dumnezeu să atingă de noi în seara asta.